Datoriile la agentul termic mai nu au devenit cauza unei tragedii într-un bloc cu locuințe din capitală. O familie din Chișinău este terorizată de vecinul lor pentru o factură neachitată. După conflicte nenumărate, ieri cei doi bărbați au luat din nou la harță, unul dintre ei fiind înjunghiat. Oleg Vădăș locuiește pe strada Grenoble din capitală. Bărbatul spune că acum 10 ani i-a fost atribuită o datorie la agentul termic pe care a refuzat să o achite. De atunci tot bate pragurile judecăților. Și nu i-a fost suficient. Vecinul s-a decis să-și asume rolul de polițai și terorizează familia să achite pretinsa datorie. Certuri au fost multe, poliția fiind aici ca la ea acasă, iar ultima nu s-a lăsat fără sânge. Потому что спешил на работу, и он мне вслед кричал, что да, он мне говорит, вы такие долго не живут, кто кляузничает в полицию. Я убью твою жену, не, я убью тебя и убью твою уродину. Я говорю, я шел, когда вот здесь выходил, я говорю, чего? Я вот повернулся вот так, уже когда вот повернулся, и он меня вот прошелся, какой-то вот как бы повернулся, я не смотрел, что это было. И вот он зацепил в руку и попал в живот, который, вот он. И попал в живот, через куртку прошел, через рубашку, попал в живот. De cealaltă parte, acuzatul Valeriu Tanciuc recunoaște că cere familiei Vădăș să-și achite datoriile la căldură, dar neagă că l-ar fi rănit. Bărbatul susține că victima de fapt este agresorul care s-ar fi rănit singur doar ca să aibă motiv pentru a depune o nouă plângere la poliție. Asta nu-i eu am citit-o și nu-i plângere, de asta e o falsificație. Da, gaura din burtă... Gaura din burtă și-a făcut-o singur gaura. Eu i-am ieșit din apartament cu cheia mână și el s-a repezit la mine și am pus mâna. Și el s-a lovit aici. Pe urmă s-a țuit o mașină și a făcut-o, mașina asta, a luat-o atvercări, limba rău să spune, și a făcut gaură. Potrivit poliției, familia Vădăș și-a depus mai multe plângeri pe numele vecinului, iar acesta chiar a fost de 2 ori amendat, însă conflictul nu are sfârșit. Oamenii legii investigează cazul pentru a determina toate circumstanțele.